Începem vlogul ăsta cu haos și dezastru. În cameră a sosit timpul pe ultima sută de metri să schimb hainele de iarnă cu cele de vară. Adică invers, hainele de vară cu cele de iarnă. Apoi a doua zi m-am trezit dinspre dimineață, m-am dus la serviciu și am avut o excursie cu cei mici la un parc. Se face ca această excursie, acest picnic, s-a nimerit în cea mai friguroasă zi din an, au fost 10 grade și pentru 4 ore am tărtâit, am tremurat și am degerat în acest parc. Culme că n-am făcut niciun picnic, doar am făcut activități cât de cât și apoi timp de 2 ore am stat la cafeneaua din parcul ăsta, încercând să trag de timp și să mănânc câte ceva, să mă mai încălzesc cu o ciocolată caldă, cu o pizza, cu un sandwich. Culmea e că de obicei când comand cafea în Hong Kong nu-mi dau zahăr, în schimb la ciocolată caldă mi-au dat. Make it make sense. Este 9 seara, 9:20, și în 12 ore am zbor. Avem zbor spre Coreea de Sud. Jason e încă nu e acasă. Bagajul niciunul nu are făcut. Și am venit de aplunge. Sunt obosită, aș dori să dorm. Dar îmi vine aplunge pentru că am lăsat totul pe ultima 100 de metri și acum am apucat stresul. Și nu reușesc să găsesc colanții de culoarea pielii. Nu știu ce am făcut cu ei, că aveam 2-3 perechi de colanți din aia. Nu știu ce am făcut cu ei. Efectiv, nu știu unde sunt. Nu știu unde sunt, i-am căutat azi noapte, când mi-am făcut dezastru în cameră să schimb hainele. I-am căutat și nu i-am găsit. Nu sunt supat, nu știu unde sunt. Unde i-am pus? Că o grămadă de chestii au dispărut. Aveam jampier din aia peste genunchi. Nimica nu mai găsesc. Și găsi gen care să mă ajută să port fustițe, chestii, rochițe, nu știu unde sunt, ce vreau să plâng. Sprâncenele nu sunt făcute. Sesiunea de epilare definitivă nu mi-am făcut încă. Check-in nu cred că am făcut, Jason. Cazare încă nu am luat. Mă, se poate să vei ceva mai pe nepregătite ca așa, de parcă nu știam de 2 luni că plecăm în vacanța asta. Dar suntem foarte, foarte, foarte nepregătiți. Și nu se plâng. Frui. Da, atâta. Hai că trebuie să mă apuc de treabă, că altfel nu e bine. Încă ne-am plâns, dar nu mai am mult. E aproape zarcacu și Jason n-a găsit colant și nici nu o să găsească, că e prea târziu și majoritatea magazinului sunt închise. Dar că îmi trimitea colanți de diverse culori când i-am arătat poză și am spus exact ce doresc și îmi trimite colanți roșii, negri, gri, o grămadă de gri colanți. Vreau colanțina aia cu puf. Mă, aveam 2-3 perechi. Unde sunt 2-3 perechile mele? Deci, fete, nu știu unde sunt perechile de colanți cu blăniță în interior. Vine să plâng. E lasă să se joace fotbal. De asta sunt nervoasă pe el. Că e lasă să se joace fotbal în loc să i-am zis avem multe de făcut, nu sta să te joci fotbal. El sta să te joci fotbal. Normal că s-a dus târziu. Normal că numai. Hai totuși, firmez cu telefonul că vreau să posez în timp. Așa că nu o să-mi iau laptopul la mine sau o să mă vedeți cu cercăne, cercănoase. But, apart from that, hai să alegem... mă pun pe bune pe gelit. Hai să alegem hainele pe care le iau. Mă gândeam să iau setul ăsta super drăguț, dar nu știu dacă să iau pantaloni ăștia. Ar merge perfectamente la ce e acolo. Dacă mă fac foarte grăsună, dar să-i probăm. Hai că e
O să îi țin, plus că oricum o să am pulovere din ăla oversized. So, o să îi țin. Și port mâine, ați venit că sunt destul de greu, cred că un kil nu au. Metalez în Corea toate hainele de iarnă. So, mă bag la pulovere groase să iau treaba asta. Mamă, e... aș putea. Și să zic să iau, să nu mă mai gândesc. Sincer, la cum am văzut eu că e vreme acolo, mi-aș lua o din aia pe gât și cu geacă plus palton și cu blugi și pantalon și this is the ținută. La ceva de genul mă refeream, plus palton. O să fiu ca Frosty omul de zăpadă, dar aici o să-și faci. So. Așa facem, o să vin pe layering tare. Nu de altă, dar azi la 11 grade am simțit că de cer. Așa am simțit că nu mai pot. Și după am zis să vin și eu cum e vremea în Corea. Minus 15 grade. Eu am întresat cu ăsta sau cel mov. Și am zis să-l iau pe cel mov pentru că e mai călduros. La cât de drăguț este, merge și asta, plus că nu e greu să-l iau. De ce menținez greutate? Pentru că avem un bagaj, nu avem bagaj de cală, avem doar bagaje mici. Am dus o grămadă de pe bilete de avion și avem doar 5 kg. Mi-am vopsit sprâncene de prea mult. But vin și cu vești bune. Și anume, am înțeles eu greșit. 7 kg avem de bagajul de mână, plus 5 de ghiozdan. So, ne descurcăm. Bagajul? Nu l-am terminat, doar că e de apta 15 minute să fac fundițe. De ce să fac fundițe? Pentru că și deoarece mi-a sosit cadoul de Crăciun. Doamne, 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 prin câte am trecut cu cadoul de Crăciun. Dacă vă mai aduceți aminte, inițial voiam geanta de la Dolce & Gabbana. 2 minusuri are geanta aia, 3 minusuri prețul. Da, hai să zicem că rezolvăm cu prețul, că de muncim, ne permitem să ne răsfățăm. 2. Este foarte, foarte, foarte mică. Something like that. Și mie îmi trebuie o geantă nici prea mare, nici prea mică, pentru că sunt scundă. O voi părea eu înaltă prin post, dar un 60 arată aiurea. Am o geantă de la Tory Burch, care e atâta și e cam disproporționată în corpul meu. So, aia e prea mare. Dar ideea e că am nevoie de o geantă care să fie nici prea mică, nici prea mare, care să în care să mi încapă portofelul, camera de vlogging și măcar un telefon. Am două telefoane, că de această femeie de afaceri. Astea sunt da, și două baterii, obviously. Astea sunt the requirements. Iar geanta de la Dolce & Gabbana nu le îndepline. Fiind atâta, super, super micuță. Și eu am găsit-o pe un site din Hong Kong. Și am zis că o iau până la urmă, eram pregătită să o iau. But, m-am uitat eu la poze, că nu era la, nu e nouță, că de unde să fie nouță, că a apărut acum 5 ani, la respectivă. Și arăta cam nașpa. Costa, nu știu, $800, but avea, era jerpelită și jegoșică, așa. Și am zis, mă, poate să ia, dar ce crezi, păi dacă se lua, ce crezi că nu spăla, dacă era așa de ușor, nu spăla. Geanta de care m-am degăsit, eu era din satin, nu din piele. Satin, nu mătase, satin. Și cam fira voia. Am zis că mi-au inel. Inelul a venit, n-am luat inel cu diamante, ce drept. Așa voiam să-mi iau inel cu diamante. Am renunțat și la asta, mi-am iau cu moise nice sau cu lab-grown diamond. Și deocamdată ăla cu lab-grown diamond funcționează pentru mine, adică își face treaba. Și totuși, vă vorbesc de 2 minute de genți și de cadouri. Până la urmă, aia nu, atunci e țelat.
ce am mai pomenit eu, pisică, ăla ar fi cadou ideal, dar n-au auzit nici un mieunat sau nici pisică mieunat. Bă, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că acum 2 ani, 2-3 ani chiar, m-am îndrăgostit eu de o geantă. Că eu așa sunt mereu. Când îmi place ceva, trebuie să-mi placă un obiect pe care îl văd așa random pe Pinterest sau pe Instagram și care să nu fie, să nu-l pot cumpăra. Why not? Mai și dacă n-am căutat geanta aia. Și în România, și în Hong Kong, în America, într-adevăr, era în magazinul respectiv, dar nu trimiteau în Hong Kong. Păi și ce să te faci? Mai ce să te și faci? În perioada asta, când mă uitam la geanta de la Dolce & Gabbana, am găsit-o pe Vestiar Colectiv. Parcă am găsit geanta aia de care mă îndrăgostisem eu acum mult timp. Bă, și ce să vezi? Am salvat link-ul, am zis, în cazul în care atunci, la momentul ăla, eram încă pusă pe geanta de la Dolce & Gabbana. Și am salvat link-ul, am zis, poate un cadou de nu știu ce, am salvat link-ul. Apoi, tot la fel, stând eu pe Pinterest, văd o poză foarte drăguță, nu știu cum se inserez imaginei în KitKat sau... Văd o poză drăguță cu geanta respectivă care mă face să mă re-îndrăgostesc de geanta respectivă și ce să și vezi că am cumpărat-o. Și mi-a venit cadou de Crăciun, pe cât mi-a venit? Mi-a venit pe 18 decembrie și am comandat-o pe 1 decembrie. 1 decembrie a stat fix 8 zile, în 8 zile trebuia să mi-o trimită vânzătoarea. A trimis-o greoi că a rămas fără să, nu, că i s-a stricat imprimanta. Așa mi-a zis, dacă i s-a stricat imprimanta, după mi-au trimis-o la sediu să verific dacă e totul în regulă și de la sediu mi-au trimis-o în Hong Kong, din Hong Kong s-a dus în Coreea de Sud, din Coreea de Sud, ce să și vezi, a ajuns la mine. Sunteți pregătiți să vedeți despre ce geantă e vorba, poate v-ați dat seama dacă vă mai aduceți voi aminte din ce pălăvrăjam eu acum mulți ani. Este aici și am sanificat-o. Are you ready? Are you ready? Uite, băi, vată, geanta asta de la Kate Spade. Mă îndrăgostisem de ea de numai acum câțiva ani. Găsisem pe YesStyle, găsisem o gentuță super drăguță, inimioară, și de atunci tot caut peste inimioară. Ia uite, și am sanificat-o, i-am pus perle, nu vine ea cu perle, și am pus și o fundiță roșie, că e Crăciunul, de asta făceam eu fundițe de toată frumusețea. Uite, mi se pare super, 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 super drăguță. Și să vă arăt și gentuța aia de la YesStyle. Iată, aici este gentuța de la YesStyle, dar e mică, fată, nimica nu-mi încape, parcă doar camera mi-e încape aici. Da. So. This one. Better. Și să sperăm, acum eu n-am încercat să pun nimica, ce e acolo? My green chocolate. Hai, bagă. Tons of lemon. Asta e, eu mă întreb oare de ce nu se deschide ușor, pentru că nu e fermoar. Iată, așa, la... Oh, pare, hai că e bine. Are din alea de, unde să spui cardurile. De ruși n-am de ruși. A, uite, mă, că se desface. Așa, mă, că ziceau ăștia că e destul de încăpătoare, mai încăpătoare decât aș credea. Cred că mi-i cape, fix ce ziceam. Bă, Manel! 1, 2, 3, 4, 5. Se întoarce mai mult uiu de la fotbal, de la schimbat de bani, că s-a dus să schimbe, nu vă arată el care valoare, nu doar vă arătau unii coreeni, că s-a dus să schimbe bani. Aș vrea să îmi sanific și... chestiile astea, că probabil pe astea o să le iau. Problema e că am pierdut șireturile. Habar n-am unde sunt șireturile, nu le-am portat niciodată. Le-am de anul trecut sau de 2 ani, auleu. N-am șireturi. Și mă gândeam eu că multe șireturi să pun fundiță. Cum întrebare? Cu roz aprins sau cu roz deschis? There'll be a miracle this time and you will not fall into
reușit. Tot. Să vi le arăt. E bine să saninizezi look. Uite ce drăguțe sunt. Absolutamente ador. Ador. Doamne, mă topesc. Și-au făcut amândoi culcuși la mine. Am terminat bagajele la 2:30 noaptea, în condițiile care trebuia să ne trezim la 5 dimineața. A fost distracție, nu glumă, nu faceți ca noi. Faceți-vă bagajele din timp, să nu pățiți, să nu lăsați pe ultima 100 de metri, basically, să fiți obosiți și toate cele.